Ce credeți că conține mai multă vitamina C? Lămâia sau ardeiul? Chiar dacă am fi tentat să spunem că lămâia, ardeiul conține mai multă vitamina C. Pentru că nu doar citricele conțin vitamina C, ci și ardei, tomatele, cartofii, conopida, merișoarele, coacăzele, pepenele, kiwi și câte și mai câte. Nu ne-am propus astăzi să facem inventarul alimentelor care conțin vitamina C. Dar vroiam să vă spun că ardeii au ajutat la descoperirea, la izolarea vitaminei C. Pe la sfârșitul anilor 1920, cercetătorul maghiar Zen Gheorghe Albert încerca să izoleze vitamina C. De fapt, el descoperise o substanță necunoscută pe care își propusese să o studieze, dar pentru aceasta avea nevoie de cantități suficiente din substanța respectivă și încerca să extragă substanța respectivă din citrice, pentru că observase că se găsește în citrice, dar nu reușea să extragă o cantitate suficientă cât să-și poată face studiile. Bineînțeles, era supărat, mergea seara acasă, discuta cu soția sa la cină ce probleme are. Se plângea că nu reușește să obțină suficiente cantități din substanța pe care își dorește să o studieze. Soția ce să facă și ea? Îl asculta răbdătoare, îi servia cina. I-a dat, la un moment dat, ciorbă cu ardei, însă lui Zen Gheorghe Albert nu-i plăceau ardei. Dar ce să facă, ca un bărbat inteligent care nu-și dorește să provoace un scandal cu soția, într-un moment de neatenție al soției a luat ardeiul și l-a ascuns în buzunar. Și apoi, când a ajuns la laborator, după ce a încercat tot felul de variante, citrice și tot felul de fructe din care încerca să obțină această substanță necunoscută ca să o poată studia în amănunt, i-a venit ideea, hai să încerc și ardeiul din buzunar. Și, surpriză, a rezolvat problema. Din ardei a reușit să izoleze suficientă cantitate din acea substanță necunoscută pe care își dorea să o studieze. Era vitamina C. Această substanță a fost numită de către el acid ascorbic, pentru că se știa că este o substanță care este utilă împotriva scorbutului. Pentru descoperirea sa, Zen Gheorghe Albert a fost recompensat cu premiul Nobel pentru medicină. Se știa, scap de scorbut cu ajutorul vitaminei C. Ceva mai apoi, un alt savant, Linus Pauling, a venit cu ideea de a administra vitamina C profilactic și terapeutic în foarte multe boli și a avut foarte multe lucrări științifice publicate, în care a demonstrat foarte clar, vitamina C este esențială pentru organismul nostru. Este implicată în mai toate procesele din organismul nostru și ne ajută sănătatea, ne ajută imunitatea. Studii de acest gen se fac și astăzi și încă suntem uimiți de rezultatele extraordinare ale studiilor științifice care arată rolul vitaminei C pentru sănătatea noastră. Chiar de curând s-a făcut un studiu care a dovedit că administrarea preventivă a 200 de miligrame de vitamina C pe zi scade la jumătate riscul de a te răci și dacă ești răcit și iei vitamina C, simptomele sunt mult atenuate. Noi știm de fapt că atunci când suntem răciți, când suntem gripați, când avem febră și avem diferite stări inflamatorii, luăm vitamina C pentru că simțim că ne face bine, pentru că vitamina C este un puternic antioxidant, este un tonifiant, ne scapă de oboseală și ne susține imunitatea, ne susține sănătatea. Iar noi, femeile, suntem încântate pentru că ne susține și frumusețea. Știți cu siguranță că în ultima vreme au început să apară diferite măști cosmetice, creme, loțiuni, serumuri, ape micelare cu vitamina C. Dar noi, dacă vrem să ne susținem cu adevărat sănătatea și frumusețea pielii, pe lângă toate aceste cosmetice cu vitamina C, utilizăm și vitamina C intern. Altfel spus, luăm vitamina C. Dar dacă vrem să fim atente la confortul nostru gastrointestinal sau dacă avem probleme cu alimentele acide, putem să apelăm la vitamina C alcalină. Și așa cum știți, eu v-am mai recomandat vitamina C alcalină de la laboratoarele Remedia, care este și foarte simplu de utilizat, pentru că este vorba de fapt de plicuri care se dizolvă într-un pahar cu apă. Sunt și foarte comod de utilizat și astfel putem să avem grijă de sănătatea și de frumusețea noastră. Și dacă vă doriți să mai ascultați povești interesante și recomandări sănătoase, vă invit să urmăriți contul meu de Instagram. Bineînțeles, pe canalul meu de YouTube și pe pagina mea de Facebook găsiți emisiuni de sănătate mult mai ample. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc multă sănătate!